nu, nu. Mersi. Da. Bună ziua și bine v-am găsit la meci din Liga 4, din Liga 3, pardon, seria 2, derby al județului Brăila, între două orașe vecine, CSF Urei, echipamentul albastru, alb și Viitorul Ianca. Cel care vedeți în echipamentul albastru la centrul terenului este surpriza pregătită de echipa gazdă astăzi, vorba de fostul fotbalist, mare fotbalist, jucător Steaua București, FCSB, Bănel Nicoliță, acesta a jucat și la Dacia Mirea Brăila, echipa Falion a județului, a fost și capitanul acelei echipe, golgheter la Brăila, apoi a plecat la Timișoara, a ajuns la Steaua, de toată lumea l-a remarcat și apreciat. Andrei Badilaș, Alin Sava, Alin Radu, Cristi Irimia, Crăciun Andrei, Rareș Cristea și Marius Coma, pe banca de rezervă Alin Mihai, Georgian Cucuva, Emanuel Mudigui, Ștefan Cazacu, Iorga Laurențiu și Preda Gabriel. Pe banca de rezervă tehnică avem pe Victor Olenic și Gagu Adrian. Și echipa gazdă de astăzi, CSF Urei, îmi spuneam, echipament albastru cu alt clubului, Toma, Mocanu Marus, Sebastian Acache, Ion Vasilică, Georgian Chihaia, Florin Bălan, Andrei Gherghisan, Alexandru Niță, Silviu Moise și cei doi frați, Stelic Nicoliță și, bineînțeles, Bănel Nicoliță. Pe banca de rezervă sunt Alfred Chipurtă, Emilian Vasiliu, Ionuț Comșă, Robert Costea, Laz Ionu sau se permite accesul spectatorilor vaccinați sau care au trecut prin boală și au dovadă la DSP. Așadar, până la 30% din capacitatea arenei poate fi ocupată de spectatori ce depunesc aceste condiții. S-a întârziat mult. Salut, Alțeni. Cine are rezultate de zone alte meciuri ale Ligii a treia, vedem șansă bună. Acum un șut excelent pe scurt și respinge acolo portarul celor din Ianca. Este prima mare ocazie a meciului. Sunt două orașe vecine, distanța dintre Făurei și Ianca, cred că e undeva la 20.
40 de kilometri. Este o rivalitate veche în zona asta, între aceste două comunități. Gazdă. Dar, în păcate, din cauza vântului s-au de destul de încet. Spunea poate foarte tare vântul aici. Nu m-a trebuit să cobor mai afară, atunci aș pierde din vizibilitate. Această luptă liberă pentru oaspeții de astăzi. Undeva la 22-23 de metri lateral. Este pregătită intens această luptă liberă. Un pic cu Bănel Nicoliță. Suntem o pasă acum foarte bună și din corner pentru Făurei, a fost o pasă la intercepție. Despre un mic conflict verbal între jucătorul celor din Ianca și jucătorul Făureiului. Să vedem această luptă de colț. Urcă mulți jucători gazelor în careu. Centrare foarte bună pe bara a doua. Pica în urmă și a ieșit în urmă de poartă. Am ajuns la Ianca, la invitația președintelui. E președinte executiv făcut de Aurel Nicolaiță. A lipsit o perioadă de la echipă, a fost plecat în SUA și când m-a sunat președintele Făureiului, dau din casă, mi-a zis că are o surpriză pregătită pentru propria echipă. Am pănuit că ar fi vorba de toarcea lui Bănel, dar până n-am văzut cu ochii mei, n-am crezut. Am un fault în atac acum, semnalizat de la margine. Față în Liga a treia. Totuși Făurei este un oraș mic în României. Ce de sfidere des există datorită lui Bănel Nicoliță, care a cheltuit o parte din banii câștigați din fotbal, tot pentru fotbal. Asta e dragoste pentru acest sport, nu se pierde așa cum la auto. Situația în clasament nu este una tocmai bună pentru Făurei. Se luptă pentru evitarea retrogradării. De astăzi sunt la egalitate de puncte cu cei de la Dinamo Bacău. Însă Făurei are joacă pentru Dinamo Bacău aici acasă. Play-out este o serie în care Țelul Galați și CSM Focșani domină. Și probabil vor fi pe cele două locuri ce vor merge la baraj. Astăzi se întâlnesc între ele cele două echipe. Meciul se joacă la Galați. Și astfel Focșaniul a trecut pe primul loc.
Fau în atac. Da, din păcate bate vântul foarte tare aici la Vămâi. Se mai sunt momente când se mai liniștește, dar astea sunt condițiile în câmpia Bucurale. Prin Stelica Nicoliță, când a trecut acolo în colțul careului de un adversar, apoi a șutat pe scurt, însă portarul oaspeților a fost la post. Și Stelica Nicoliță a jucat Liga a doua la Brăila și e un jucător cunoscut, o pasă frumoasă, călcâiu, șansă mare, șut și gol, intră mingea în poartă, da, este 1-0, a fost un șut puternic, portarul l-a respins, însă mingea cumva cu efect s-a dus în poartă, așadar deschidere de scor pe stadionul Urășelesc din Făurei. Din păcate mă lasă vederea, nu văd până acolo să văd cine este marcatorul. Știți cumva cine a marcat? Mocanu, CS Făurei 1, Viitorul Ianca 0. Da, băieți, citesc și am prezentat și marcatorul. Este aici o stație pusă la dispoziție de Făurei. Da, deschidere de scor în același flanc Făureiul a dat lovitura. După ce startul meciului Stelica Nicoliță a scăpat acolo în flancul drept al atacului Făureiului, acesta a șutat atunci tare pe scurt, portarul oaspeților a respins atunci în corner. De această dată Marc Bucan a reușit și tare de jos respins portarul Iancăi, însă mingea a prins un efect interesant și a căzut în poartă. Așadar, 1-0 pentru echipa gazdă. Iabănel Nicoliță, deci puțin știm de jucător ofensiv, atacant sau jucat în flanc, în apărare, dar în flanc, la Steaua și Naționala României. Însă aici experiența lui își pune amprenta și joacă fundaș central. Coordonează defensiva gazdelor. Fratele său, Stelica Nicoliță, joacă ofensiv. Din păcate, celălalt frate, Aurel Nicoliță, este accidentat și nu poate juca portar. Familie sportiv.
Ianca, o centrare pe bara a doua, singur acolo, un șut și reține portarul Făureiului. Fatunes. Făurei astăzi, a născut în 2004, Bogdan Toma. În partea cealaltă și portarul Ianca. Juniori în poartă. Conform regulamentului, la Liga a treia ești obligat să ai pe toată perioada jocului minim 2 jucători născuți în 2002 sau mai mici și un jucător născut în 2001 sau mai mic. De obicei, sunt multe pe care preferă ca unul din acei juniori să fie portarul. Joacă în el, titular, a revenit din Statele Unite. A fost un întreg circ făcut de media românească când a venit asta e presa noastră, nu avem ce face. Tot timpul apar discuții despre viața privată. Ca să vedem aici, minge dificilă, reușește să respingă, vedem acolo Bănel și un hand, care era de arbitru central.
fundașul central cu numărul 16. Acum o pasă în spatele părării, este offside și marchează din nou Ianca. Cred că același Coman l-a marcat pentru oaspeți. Acum întoarcere rapidă de sub. La distanță. A fost o atenție acolo defensivă. Și numărul 11. S-a făcut 17, nu dat seama că 11 au un pic Rareș. Văd că a marcat, scriu cei de la Ianca acum. A marcat Rareș Cristian, da? Au numerele scrise în italic. Șapte seama. Da, un început acolo, se Stelică și penalti. Penalti acolo, Stelică, Nicoliță a știut cum să scoată această lovitură și galben pentru portar, dar pe timpul s-ar fi dat roșu, însă s-a schimbat regulamentul, nu se mai dă cartona roșu. Portarul Ianca i-a încercat să joace balonul acolo, însă Stelică, Nicoliță se cunoaște experiența acestuia, a ciupit capul pe lângă portar și a fost busculat, așa, dar penalti pentru Făurei acum. Da, un meci foarte interesant, suntem în minutul 22-23 și avem deja 3 goluri și un penalti acum pentru Făurei. Se pregătește să execute numărul 23, Moise Silviu. Șansă importantă acum pentru Făurei de a restabili egalitatea. Să vedem acum, șut pe jos, atinge portarul mingea, însă intră aceasta în poartă, așadar Făurei restabilește egalitatea acum prin Silviu Moise. 2-2, un meci foarte frumos, derby de Brăila. A condus Făurei 0, a egalat Ianca. Ianca a fost 2-1 și acum egalează din nou Silviu Moise, cei de la Făurei, să citiți strigă și golul. Și gol pentru Făurei. Marchează Silviu Moise din penalti, restabilește egalitatea. CS Făurei 2, Vitorul Ianca 2. Da, un meci foarte frumos, vă spuneam. Un adevărat derby al județului, la nivel de Liga a 3-a. 3 echipe din județul Brăila în acest sezon. Liga 3, un fault aici, o lovitură liberă importantă. Să vedem, Bănel ia mingea. Ar fi ceva să vedem un gol marcat de Bănel Nicoliță, ca în vremurile bune. Lovitură liberă de la vreo 22 de metri. Lateral dreapta. Spuneam, Bănel Nicoliță a luat balonul. Probabil va trimite o minge cu mult efect pe sezid. Portar al Iancăi își așează zidul. Spuneam, avem doi portari foarte tineri. La Ianca poartă jucător născut în 2003. La Făurei avem un portar născut în 2004. Așa, șansă mare pentru Făurei. Bine, Nicoliță, șut, mingea lovește zidul, sare tot la el. Un șut foarte bun, dar peste poartă. Șut foarte bun la revenire din voleu. Însă mingea s-a dus peste transversala. Ianca. Eu vă spuneam, sunt 3 echipe în acest sezon de Liga a 3-a din județul Brăila în Seria 2. Avem cele două prezente astăzi, Vitorul Ianca și CS Făurei, plus Sportul Chiscani. Defense foarte bună, minge acolo, mingea de foul, de Nicoliță, defense
colegii să joace un pic mai tare. Aici, de Nicoliță reușește să rămână la balon jucătorul Faureiului. Da, pasă spatele apărării. Da, la seria 1, ieri s-a jucat la Pașcani deschiderea etapei. A jucat CSM Pașcan cu Foresta Suceava, a câștigat Foresta cu 3-2. În seria 2, în seria în care ne aflăm astăzi, în debutul etapei, ieri CSM Olimpia a fost sărat fără Olimpia. În fine, a trecut cu 8-1 de Sport Fiscal, spunea pe CRT, echipa a județului Brăila prezentă în acest sezon. Această serie, Fiscal Sporting Juniorul, deschis scorul cu prin june, 1-0. Să încerc să vă țin la curent și cu scorul din alte meciuri. Spuneam în serie, se discută derby seriei, de un pas în spatele părării acolo, Bănel Nicoliță cu adversarul și Bănel reușește să pună contra acolo, va fi corner pentru Ianca. Reluare, dar peste poartă. Dacă în celelalte meci s-a marcat un singur gol în 6-7 meciuri, aici s-au marcat deja 4 goluri. Spuneam un derby excelent. Nu joacă fundaș central Bănel. Jucana a trecut la Steaua. Pe drum încoace spre Făurei. Mi-am reamintit că am jucat acum 20 de ani. Stadionul ăsta nu s-a schimbat foarte mult. Bine, e altfel tribuna mai aranjată. Să vedem acolo, însă nu reușește să controleze balonul. Faul aici a fost tras de tribuna. Capitețe, pentru că vă spuneam, în stadion pot fi maxim 30% din capacitatea tribunei. De asta, vis-a-vis, sunt foarte multe mașini parcate, oameni care se uită peste gard la meci. Spuneți-ne bine că s-a dat măcarșul 30%. O centrare bună acolo, rămâne mingea în careu și degajează până la urmă Ianca, a fost o minge centrată în Bănel Nicoliță. Dar mi-aminteam din chestia asta, că am jucat în trecut pe la Fumei. Acum o intrare tare acolo, se dă cu cartonaș, să vedem totuși decizia, a fost un picior foarte sus ridicat, a lovit în cap pe jucătorul Făureiului, probabil centralul consideră că nu a fost lovitură, ci doar joc periculos. Dar în fine, nu este acordat niciun cartonaș, centralul era destul de aproape de fază, de se merge pe mâna lui. Aici. Da, ziceam de acel sfert de finală între Steaua și Rapid. S-a terminat 1-1 în Giulești, a marcat atunci și Bănel Nicoliță și a fost golul care a decis echipa românească ce a mers în semifinale. Pentru că în retur a fost 0-0.
2-2 Robert Zaina. Să vedem, șansă bună acolo, șut, se lovește rău mingea și se duce pe lângă poartă. Da, ziceam de acel gol important pentru Steaua și pentru fotbal românesc. A fost primul duel și singurul de până acum în cupele europene între două echipe românești. Și ce duel în UEFA, în cupa UEFA, într-un sfert de finală. Iar acel duel, vă spuneam, a fost câștigat de Steaua. De fapt, Steaua s-a calificat după două rezultate egalitate. A fost un singur gol marcat de Steaua de plasare din Giulești și acel gol marcat de nimeni altul decât Bănel Nicoliță. Se vede iarăși Stelia Nicoliță acolo și se dă fault în atac acum. Dar așa a scos penaltul Stelia Nicoliță mai devreme când s-a infiltrat printre jucătorul defensiv și portarul Iancă și a ciupit atunci în capul. Portarul de la Iancă care a fost păcălit acolo și l-a busculat de Stelica Nicoliță. În acel penalt e egal la favorul lui Brown. Deci foarte frumos, în minutul 30, scorul 2-2. Defensiv al Iancăi, care a făcut acolo alunecare Carahochei și a blocat centrarea. Luptură de colț așadar pentru Făurei, a urcat și Bănel Nicoliță în careu. Se vede, centrare foarte bună, lungă pe para a doua, urmează un șut pe jos, însă care ocolește la vreun metru poarta celor din Ianca. Rămâne așadar 2-2 aici, în termen de Noela. S-a marcat 1-0 pentru Vaslui în meciul cu Cușana. O să fie un weekend interesant. Încă nu sunt convins că îl voi duce la capăt. Ar trebui 2-2 primim formația asta, trebuie pentru ea ca o luptă liberă. Centrare tăiată foarte bună și reușește Bănel acolo să
Bănel, da? A reușit Bănel să vină cumva în spatele adversarului și să respingă și la rupturul din coțul de Ianca. Păcate, vântul în continuare destul de puternic aici la Florii. Suntem în inima câmpiei Bărăganului. Centrare tăiat acolo, rămâne mingea în careu. Respingă și ce șut superb! Întoarce șutul, nu dau seama cine-i, dar mingea a ocolit de puțin vara. Vara Floreiului, șansă mare pentru ea. Ar fi fost un gol frumos dacă intra ăsta, a fost un șut de întoarcere. În fine, scapă Floreiul acum, 2-2. Este un rezultat echitabil până acum. S-a ocolit vincul porții celor de lei, pasă lumea și ajunge în fața portarului. Dar ziceam că primul eveniment în acest weekend, de fapt, sunt 5 zile total. Iar strică Nicolița acolo și iese portarul, Iancă-i acum și respinge. Foarte periculoase aceste mingi aruncate în spatele apărării. Că Nicolița, deși pare un jucător greoi, are încă o viteză foarte bună și reușește cumva să rupă ritmul când te aștepți mai puțin. Și acolo respingă jucătorii Iancăi. Nu e lucru de mingi, reculează Floreiul și dată la margine. Încearcă să schimbe direcția acum, reușește. Primare frumoasă. Ce trecere bună acolo, dar își face mingea un pic în lung și out de poartă. Rugăminte pentru cei care vă aflați prima dată pe acest canal de YouTube Legea Sportului, să dați un subscribe, o abonare la canal. În general îmi place să transmit meciuri din diverse colțuri. Până acum erau mai multe din zona Moldovei, am ieșit la Moldova, am mai ieșit și județul Brăila a mai fost la finala cupei. Să vedem acum recuperare. Pasă spate la părere foarte bună, dar un pic amoale și reușește să respingă jucătorul Iancă, alunecă. Centrare șutată, scapă portarul mingii acolo, dar nici jucătorul Floreiului nu este concentrat să reușească să ciucască. Așa se pună pentru Florei de a prelua din nou conducerea, însă resping jucătorul Iancă. Dacă, în funcție de dispoziție, aș pleca de la Focșani spre Salonic, în Grecia, am deja biletul luat la Paris, mâine seară. Am primit mail și de la Iraklis, Salonic, a treia echipă a orașului Salonic, din Liga a doua, acum a fost echipă și prima ligă de față. Atunci
siguranță mă voi opri luni seară la derbiul, noul derby. Să vedem, decajare greșită, târzie, șut bun și milimetric pe lângă poartă. Șut foarte bun de la vreo 25 de metri. Să mingea oprește de puțin poarta. Vreau să văd cine este autorul șutului. Dar la fel problema cu vederea. 14 cred că a șutat Andrei Gherghisan, cred că a fost cel care a șutat acum pe lângă poartă. Foarte frumos. Trecut. Să vedem o pasă în spatele apărării. Iese iar portarul. Iar pe aici respinge. Urmează sus Făurei. Are o șansă bună. Încearcă o pasă filtrată, dar greșește. Și Ianca recuperează. Are șansa acum să 5-4-5. Ianca însă pasa greșită. Acum e șansă și pentru Făurei. Ținând cont că jucătorii Ianca erau prins sus. Să se repliază Ianca acum. Faul din spate, normal cartonaș, dar se văd cartonaș galben pentru jucătorul Iancăi. Acesta a încercat să intre prin care, însă, fiind un atac din spate și care nu a atins mingea, a fost penalizat. Da, ne apropiem ușor de finalul primei reprize. Reamintesc de scor, un 2-2, un meci excelent. Meci de revenire pentru Bănel Nicoliță, cel care a lipsit pentru o perioadă din România, a fost plecat în Statele Unite. S-a întors Bănel acasă să-și ajute echipa în acest derby al județului. Să vedem această fază, urmează un șut în forță, respinge jucătorii Iancăi. Dar spuneam de Bănel, cel mai cunoscut jucător în istoria acestui oraș și unul dintre cei mai cunoscuți ai județului Brăila. Și la Ianca, vă spuneam că a fost un jucător elegant, juniorul, însă din păcate acesta a decedat chiar la începutul carieră. Nu mai știu câte meciuri avea, dar nu avea foarte multe și a murit pe teren la un meci. Cei din Ianca știu că au dat numele stadionului din oraș. Însă Ianca nu joacă în teren, meci mult acasă, în oraș și joacă în club. Vecinătatea orașului Ianca. Nu mai este de la Ianca, poate să ne spună un pic despre Vrăbiorul, la ce meci a fost. Știu că era ceva rapid, parcă Astra, nu mai țin minte. Știu că era un copil, adolescent. Oțelul e tot 0-0. Rapid Astra, aminteam eu ceva. Nu mai, cei drept nu mai citisem de mult.
chestia asta e din amintirile copilăriei, adolescenței, că era adolescent. Că s-a întâmplat asta, îmi spunea Fabiorul, era unul din jucătorii Brăilei, reușise să ajungă în formă mare și urmăream cu toții cei care erau de lumea asta în formă lui. Însă, din păcate, a fost acel caz. Au fost mulți, prea mulți poate. Șut foarte bun și e surprinsă în offside, Stelica Nicolița acolo. Era jumătate de metru în offside la momentul șutului. Din seria 2, Metalul Buzău care răstară, n-am nicio speranță să aflu scorul, doar dacă e cineva cu Metalul Buzău acum pe live. Așa cum și la Bacău cu Dante, nu știu scorul foarte clar, doar dacă să fie cineva de pe la CSM Bacău acum pe live, în fine, să vedem, reușește Floreiul să acolo spre Careu, centrare să resping cei de la Ianca. Dar cred că suntem deja în minutul 45, se uită arbitru central la ceas. Probabil vor fi 1-2 minute de prelungire, n-au fost schimbări, însă au fost 4 goluri, cum spuneam. Plus că la acel penalti s-au pierdut secunde bune, poate mai bine chiar și de 1 minut. În fine, minge spre Stelica Nicolița acolo, reușește Făureiul să recupereze, dar pierd balonul. Vaia încă rămâne posesie, dar revine și Făureiul. Da, este un meci important și acela, mai ales pentru play-off între Metalul Buzău și Aerostar. Fluie final la prime reprize. 2-2 la Făurei cu Ianca. A fost 20 de minute intense. S-au marcat 4 goluri, spuneam, 20 de minute. Repede, dacă mai mi-amintesc marcatorii, Mocanu și... Sper să nu greșesc. Și-au marcat Mocanu pe 0 și Silviu Moise legat la 2-2.
Ziua revenim cu Sonor, pregătind de startul reprizei secunde. Îmi reamintesc scor la pauză, 2-2, un meci foarte frumos aici la Făurei, pe stadionul orășănesc din localitate. Golul din primele 20 de minute, un meci, spunea, foarte frumos, un adevărat derby și din punctul de vedere. Un meci spectaculos. Au marcat pentru echipa gazdă, au marcat Lucanu și Moise, pentru oaspeți au marcat Cristian Rareș și Coman. Jocului, însă se pornește meciul, o întârziere de 3 minute față de ora oficială. Colo lungă. Cearcă să pătrundă, dar pe lângă cele 4 goluri am mai avut câteva ocazii frumoase, inclusiv șansă bună pentru Bănel. Liberă importantă pentru Ianca acum. Bănel ține linia pe 16, deci cere jucătorilor săi să stea sus, să nu intre în careu. Să vedem, centrare foarte lungă, însă iese portarul de la Făurei și le ține. Poate fotul, vă spunea, destul de tare. Nici nu știi direcția, poate undeva din lateral mai mult. Degajare lungă și evidența. Cum o degajare foarte lungă.
portiere pe spate acolo. Împiedicat și a căzut în braț. Se ridică. Va fi out așadar pentru Faure. Dar recuperează Ianca sus acum. Destul de periculos aici. Nu trage. Rămâne mingea în zona acolo și un fault. S-a înfluierat de centralul partidei. Poziție foarte periculoasă. Undeva la 22 de metri. Prima repriză a avut Faure. Din poziție bună, însă din dreapta, acum e lateral stânga, mai bine pentru îndreptaci. Atunci a bătut Bănel, Nicoliță, deci a fost zid, a respins-o tot către Bănel, care a șutat drop puțin peste poarta Iancăi. Vedem acum o șansă bună. Andrei Crăciun se pregătește să execute. Șut, însă în zid. Acuză acolo jucătorul Faurelui șocul. A fost un șut puternic. Și cred că a luat mingea în față. Se fluieră așadar acolo, se ridică jucătorul Faureiului, da, se șterge la ochi, probabil a luat o minge direct în față. Finge de arbitru, posesia rămâne pentru Viitorul Ianca. Scapă Faureiului aici de această situație, spuneam, o jucătură liberă importantă, însă care a lovit zidul și out pentru gazde. Da, da, da.
ușor, recuperează Bănel aici. Urcă Bănel, încearcă o schimbare direcție către fratele său, Stelica Nicoliță, dar reușește. Cei de la Iancă să se Ianca și Făurei. Abia deschiderea înainte de statul jocului cu președintele onoare al grupului de Făurei. I-a permis să-și păstreze judecătoria aici. Am găsit-o pisică, o locatează? Este o pisică aici, în tribună. Ascultă, echipei, îți plimbă pe tribună pisică. Fine? Și aici. Faul, acum. Seria 1, a terminat sezonul regulat pe locul 1. Au jucat barajul cu Brăila, cu Dacia Brăila, la Rădăuți a câștigat Covina cu 2-0. Iar la returul disputat la Rânsul Reței, Brăila a reușit să se impună 4. Brăila care apoi a trecut de Oțelul Galați în finală, derby Dunării, cele mai apropiate două reședințe de județ din România, undeva la 15 km între Brăila și Galați. O tură liberă importantă acum pentru Ianca. Încearcă iar jucătorii oaspeților să urce, urmează un șut de la distanță, însă peste poartă. Vă spuneam că de astăzi este permis accesul spectatorilor în tribună până la 30% din capacitatea arenei pentru persoane care sunt vaccinate sau care au trecut prin boală și pot dovedi acest lucru pentru un document. Cine nu are un document, bine, și voi sunt 12 care sunt expuși aceste reguli. Cine nu are, nu îndeplinește condițiile, nu are acces pe stadion, dar uitați vis-a-vis. Sunt undeva la 20 de mașini și foarte mulți oameni gardă de acolo. Să vedem acum Făurei, șansă, pasă acolo. Se întoarce spre poartă, urmează o centrare foarte bună. Pe Baradu a șut și intervenție excelent. Anului, cele două echipe, mai se joacă o etapă din Liga 3-a, 4
fost o șansă mare, tot ce mai șansă de prins. Un șut de la distanță și reține portarul Iancăi. Dar momente bune pentru Făurei. Să vedem o recuperare importantă. Sus, șansă. Între care o centrare în fața porții și scapă acum Iancă. Era o centrare în gura porții acolo. Dacă nu respingea pe fundașul Iancăi, mingea ajungea în fața porții goale. Dar pe este foarte, dar m-am mișcat încă iarăși camera un pic repede. Chiar ziceam, ziceam de faptul că se țin punctele, dar în seria 2 lucrurile sunt destul de clare. Oțelul și Focșan par fi favorite inclusiv și după play-off, pe punctele adunate până acum. Însă, da, sunt puncte importante. Se intersectează locul 2 în seria aceasta. Să vedem trecere frumoasă acolo. Urmează un șut! Și ce gol frumos marcat de Ianca acum. Ce gol frumos marchează Ianca. A trecut acolo în margine și apoi un șut cu șupițul. Mixul transversal, un gol frumos marcat de oaspeții de astăzi. Da, după 3 ocazii mari atât de Făurei, cei de la Ianca marchează acum. Acum, dacă m-ar putea ajuta cineva cu cine a marcat, nu-mi dau seama. Este ceva a distanță. S-au bucurat acum aici undeva în stânga vreo 4-5 oameni. Sunt așa mari și cu 4-5 spectatori din Ianca. Leo Coteț. Da, frumos gol. Un șut cu șpițul. Ochii sunt transversală, fără speranță. Un pic. Probabil va urca mai mult Gabriel în această repriză după acest gol primit. Să vedem, încearcă acolo să treacă. Scoate mingea în 16, dar recuperează Ianca. Mai ajuns Făureiul acum. Să vedem un șut bun și deviat corner. Dar să se făcut 3 ocazii mari de gol. Bun acolo, resping cei de la Ianca, urmează un șut de la distanță, de poartă. A trecut mingea de primul jucător la bară și a fost pericol pentru oaspeți, însă n-a fost să fie gol.
județul Brăila, s-a împărțit județul în două, înainte era și la Însurăței și la Ianca, cum nu mai sunt. Și astfel, o jumătate superioară, dinspre nord merge la Brăila, și dinspre sud și est merge la Sfest, pardon, merge la Hormei, cu diverse spețe. Trecut era un comunitate militară pe un drum cunoscut, nu știu dacă mai este acum. Ai schimbat! Da, frumos, deci, așa este. Deci cu multe goluri, ocazii importante și acum va fi o triplă schimbare, cred, la Făurei. Trei jucători la Făurei la margine. Unul în spatele porții și doi la margine, plus doi care, trei care au intrat. Da, fi, nu știu dacă au intrat trei sau au fost numai două schimbări. Cum forțează Făurei, care ne-a apărat să obțină măcar un rezultat de egal. Supărat acolo roșu. O eroare acolo la arbitru, ceva neregulă. N-am înțeles exact ce s-a întâmplat. De fapt, am înțeles eu ceva, dar da, e o eroare la, da, de comunicare. Asta e greșeală de arbitru, din punctul de vedere. Da, e o greșeală pentru că cei de la, da, asta era problema. Cei de la Enca au vrut două schimbări. Da, două schimbări a vrut Ianca. Exact. Erau schimbați jucători. Un jucător de la Făurei, jucător cu numărul 4. El a crezut că va fi schimbat. În fine, a ieșit din teren fără să a părăsit suprafața de joc. Da, eroare de neînțeles. Și a zis jucătorul al doilea galben și a fost eliminat. E incredibil, Ion Vasilică. Da, incredibilă eroare. Totuși, cred că este acolo și o problemă cu observatorul de joc sau ceva, pentru că se dau foi de joc la observator, dar aici este clar o lipsă de comunicare pentru central cu delegatul gazelor și cu stai, nu înțeleg nimic. Și cu jucătorul de la, da, și cu observatorul. În fine, o tâmpenie. S-a întâmplat la gazel 2, 4, 6, 7, 8, 9, dar acolo un minus. Acum Făurei. Cascadorie totală. Da, joacă în 10. Rămân cu 9 minus și de la Făurei acum după această eroare. Totuși, vă spuneam, cred că a fost, trebuia totuși gestionată altfel. Trebuia să meargă la observator să vadă că observatorul este cel care primește schimbările acolo. Da, în fine, asta e. Scorul 3-2 pentru Viitorul Ianca. Da, foarte ciudată această situație. Mai rar întâlnită. Și așa în mare, din ce am înțeles la distanță, cei de la Făurei au vrut să facă două schimbări. Un jucător de la gazde a înțeles că este schimbat, că trebuie să trece la schimbare și a ieșit din teren pentru schimbare, însă nu era el unul din cei schimbați. Și astfel, conform regulamentului, dacă părăsești suprafața de joc fără acceptul arbitrului, primești cartonaș. Acum un scandal acolo în margine între doi jucători, unul de la Făurei și unul de la Ianca, se ceartă acolo. Să vedem decizia. Arbitrul asistent era foarte aproape, cheamă pe arbitrul central acolo. A fost un conflict. Ca s-au încins spiritele în acest derby. Vaslui va fi cât un galben acum, cred. Să vedem cine și cui. Da.
pentru Ianca, un galben pentru Făurei, pentru acest conflict acolo. Ar fi culmea să mai fi avut galben unul din cei doi. Da, și revin la gafa respectivă. Faptul că a părăsit terenul de joc fără acceptul arbitrului și fără să ia schimbare, jucătorul respectiv, Ion Vasilică, a primit al doilea și a fost eliminat, dar rară de tot în fază, așa că a văzut-o. Și astfel Făurei a rămas în 10. Da, deci cartonaș roșu pentru Ion Vasilică, care era considerat jucător teren. Și Ianca are conducem 3-2 și are și un plus. Să vedem dacă va reuși să schimbe ceva, s-a mutat părinții Oliță în vârf. Cred că a fost schimbat pe Păstărică în viață, vă spuneam că se ținea de la startul reprizei a doua, avea probleme fizice. Să vedem șansa acolo, recuperează. Fault aici și iar galben. Asta n-am ținut nici eu ce-a făcut. Da, asta cred că s-a întâmplat, toți sunt trebuie la final. Deci, e normal, regulamentul la Liga 3-a, trebuie să completezi o foaie cu schimbarea, cine intră, cine iese, se dă la observatorul de joc, care este la mijlocul terenului. Cei de la Făurei au dat schimbări de la observator, însă unul din jucători, cel care a primit roșu până la urmă, care avea un galben, a crezut că va fi schimbat. El a ieșit din teren fără să primească acceptul arbitrului. După ce s-au făcut cele două schimbări, jucătorul Făurelui încă era în afara terenului. Arbitrul l-a întrebat ce caută acolo, el trebuia să iei teren. A reintrat în teren jucătorul respectiv, însă părăsind terenul fără acceptul arbitrului, a primit al doilea, galben și roșu, așa, dar da, o chestie, a fost unică, eu n-am mai văzut-o și vă spun că am văzut mii de meciuri cu astfel de gafă. Și uite așa, se trezește Făurelui și cu omul minus. Să vedem o centrare foarte bună, reluare cu capul, dar peste poarta rămâne așadar 3-2 pentru viitorul Ianca. Și, cum spuneam, Ianca are și un 8 plus pe acest final de meci. Dar Bănel Nicoliță a urcat atacant și Sterică Nicoliță îl văd totuși în teren, pentru că a fost schimbat. Care între banca tehnică, jucătorul respectiv și observator. Sincer, observatorul totuși trebuia să intervine. Dar asta e situația. Nu știu exact ce atribuții are observatorul. Am înțeles de ce să mai predă acea foaie la margine. Da, asta e, se întâmplă, dar rar de tot. Eu n-am mai întâlnit. Sunt decepționați acum jucătorii Făurelui. Vă spuneam, la 2-2 au avut 3 ocazii foarte mari. De fapt, portarul Ianca i-a avut o intervenție excelentă și a ținut echipa în joc. Apoi Ianca a marcat un gol superb, Leo Moteț, șut cu șpițul de undeva din 12-13 metri lateral, sub transversală. Acel jucător, dacă este iarăși, se duce să discute cu jucătorul respectiv, nu mai este cazul de încă un cartonaș. Jucătorii Făurelui clar sunt supărați, gafa de mai devreme. Toate goluri frumoase, ratări mari și această fază care vă spuneam pentru mine e unică, eu n-am mai întâlnit-o. Jucător să fie eliminat pentru că a crezut că va fi schimbat și n-a mai fost schimbat. În fine, un șut acum pe lângă poartă. Și
vântul s-a mai liniștit un pic. Parcă. Se degajează. Acesta. Aici, în continuare, 3-2 pentru Victorul Ianca. Să vedem șansă pentru Nicolița Companel la minge. Dar este singur, între 4-5 adversari, se întoarce spre propria poartă și mă rog, recuperează Ianca. Dar n-avea cu cine, erau parcă numai jucători de la Ianca. Iese minge, scoasă la marginea strică Nicolița, să vedem. Centrare bună, direct acolo, cade pe 16 metri, să vedem. Recuperează Faurei, merge pe margine. Dacă Mariuș s-a luce încet balon, se lovește rău de tot balonul și va fi out pentru Ianca. Grade la startul jocului, însă din cauza vântului se resimte mai tare de prea. Și apura și soarele de acum. Egalează Hușana în derby de Vaslec, Alex Dominic. Au, e papă săracă în goluri. Aici s-au marcat cele mai multe goluri până acum. Acest 3-2. Se devine acum o șutanță în blocaj. Recuperează, recuperează Faurei. Pasă cu exterior, în margine, să vedem. Chiar cu unice în spatele apărării, să nu apropie de Nicoliță, să e greu. Sunt 3 contra 4, să vedem, își face mingea. Jucătorii defensivi ai Faureiului au cartonașe, evită să atace decisiv pentru a nu fi eliminați. Oțelul TV se transmită meciul și cumva îi înțeleg, pentru că normal se anunță transmisiunile, că vrei să transmiți, mai ales în deplasare, trebuie să anunți adversarul că vrei să faci asta și să ai acceptul acestora. În fine, cei de la Oțel au uitat să anunțe, au venit la meci, s-au trezit că nu au acceptul. Însă după meci am înțeles că a fost cu o plângere, ceva de genul, și s-a trezit Ianca cu amendă. Să vedem acum Stelică și după aia discutăm în continuare. Scoate mingea la margine. Un șut pe jos, dar reține portarul. N-a fost un șut tare, a fost un șut goale. Da, și ziceam de cei de la Ianca că s-au trezit amendați zilele trecute de FRF cu 10.000 de lei, incredibil sume. Și eu înțeleg amenzele astea de federație, dar până la un punct poți să amendezi cu așa sumă pentru o asemenea situație, să amendezi un club cu 10.000, bugetul pe două meciuri, poate. Suntem cu Hența aici. O șansă pentru Faurei să urce în careu cu mai mulți jucători. Bănel se pregătește să nu execute. Am spuneam, după golul primit, golul 3-2, Bănel a urcat în ofensivă. Aruncă acum minge, e foarte bine, singur, e vorba de offside. Să vedem, centrare deviată acolo și iese portarul Ianca și reține, excelent intervenție.
intervenție. A fost însă o minge deviată și a avut timp să iasă. A trece acolo mingea jucătorului Iancăi, însă recuperează Făureiul. Ziceam că etapă săracă în goluri la Ceahlău cu Jumuza numai 0-0, ce știu. La Rădăuț cu Miroslava 2-0, Vasuiu cu Bușu, Nicola cu Egal, Bușu cu Mare cu Nicola. Ceahlău se trimite către o echipieră cu către Stenică, însă nu reușește. Câteva secunde bune la o minge acolo. Rămâne totuși unul dintre cele mai frumoase meciuri. Cu siguranță din etapa asta este printre cele mai frumoase, cu aceste răsturnări de scor de până acum și cu acest rezultat de 3-2. Poate mai vedem goluri astăzi. Mai e timp. Undeva 10. Mingea încat acolo, să vedem, scuză un jucător de la Iancă că a fost lovit și degajează aceștia. Se ridică până la urmă jucătorul Iancăi, sunt duel acolo. Jucătorul de la Iancă a acuzat că a fi fost călcat de poliță. Șansă bună și au cu poartă. Cei Raica sunt supărați aici pentru ceva. Cred că îi spun că ar fi dat minge intenționat afară. În fine, dar trebuie să pun și o părere că sincer mi-a sărit din cap imaginea respectivă. Mingea era afară, l-a bătut aut Făurei. Cei de la Iancă cumva vroiau mingea înapoi, însă Făurei nu le-a dat-o. În fine, dar nu eram, nu dau seama. Dacă domnul observator, arbitrii a plecat de acolo, spunește vreo doi copii din spatele porții. Să vedem, pasă excelentă în spatele apărării, preluare bună, dar intervenție foarte bună și va fi aut de poartă. Dar am înțeles foarte foarte bine, eram conectat la moment. Se și se fuieră fault acolo. Mingea dusă în margine, să vedem, de acolo a marcat mai devreme și șut un blocaj de această dată. Într-o poziție asemănătoare a marcat Leo Coteț, golul de 3-2, cu un șut sub transversală, acum a fost blocat un alt jucător al Iancăi. Și a fost o minge atinsă de defensivul Făureiului. A fost un șut din voleu din căciulă, peste transversală. Miroslava reduce din diferență 2-1. Concentrare în margine. Cei de la Iancă urmează un șut pe jos, bun șut, dar reține portarea. Este un singur.
Viitorul Iancă se sperie cumva, minge toată la margine, dar prea moale și recuperează Iancă, care trimite și atât în margine, încearcă o preluare pe lângă adversar acolo să prelunde și nu fie de parte. Dar ne apropiem cu pași repede de finalul meciului, suntem minutul 84-85, scorul în continuare 3-2 pentru Iancă. Vreau încearcă, dar vă spuneam că au un minus și potează destul de mult acel om pe final de meci. Revin cu rugămintea pentru cei care l-au aflat prima dată pe Ninja Sportului să dați un subscribe la acest canal de YouTube. Vor mai fi transmisiuni live în formă cu Progres și alte sporturi. Derby al Greciei, vorba de Paul Caris, acum un an, aproape 2 ani deja, au trecut de când am fost la Aris Pauk, la un meci cu tribune arhipline și cu atmosferă incredibilă. Acum aș vrea să ajung la un Paul Caris, stadionul cel din Pauk. În Grecia, spectatorii oaspeți nu au voie la meciuri. De înțeles, mai ales că tot timpul sunt conflicte. Vedem cum diagonal să nu ajunge mingea. Acum un an și a putut să aproape 2 ani, sunt un an și 11 luni de atunci. Ianuarie 2020 am fost la Aris Pauk sâmbătă și în noaptea după acel meci un suporter al celor de la Aris a fost asasinat. Era de fapt unul suporter de la Botev, Plovdiv, o echipă înfrățită cu Aris. Acesta a fost călcat cu mașina intenționată în Sărbunic. A ieșit un mare scandal, nici nu am dat seama ce s-a întâmplat atunci. Iar a doua zi s-a jucat Pau Aris la basket și sala celor de la Pau, care are 8.000 de locuri, a fost arhiplină. Cred că au fost mai mult de 8.500 de oameni la meci. La un moment dat s-au spart ușile de acces și intrau oameni. Șansă bună acolo și nu știu, dar recuperează favorul, nu vedem acum, dar nu au oameni în atac, ce scoasă la margine, crește bănele, nu, Stelica reușește să țină balonul, recuperează balonul, încearcă o pasă lungă de lume, reușește, a fost scos un faul, 3-2 pentru Iancă, aici, Rădăuți, Cozlava, Rădăuare, 2-1, dar derbiul era să fie. Dar prea altă și se duce în aur departe. Ușor, ușor ne pleacă spectatorii pe portarul Iancă. Se culcă la pământ, acusă o așteptare. Dar rămâne acea fază cu eliminarea care eu unul n-am mai întâlnit. Și am o să-l care spuneam cei de la Făurei au schimbat doi jucători, un jucător al Făureului, un al treilea jucător al Făureului a crezut că este schimbat și a părăsit terenul fără acceptul arbitrului, deși el nu trebuia, nu era schimbat. În fine, l-a fost arbitru pe acolo totuși, l-a întrebat la un moment dat ce cu tine. I-a dat galben și cum mai avea unul a fost eliminat. Eu unul n-am mai întâlnit situația de genul. Scorul 3-2 pentru Iancă, trec secunde până acum pentru oaspeți. Probabil vor fi vreo 5 minute de prelungire. Suntem în minutul 88. În clipă, în clipă se vor arăta minute de prelungire. Sper să prind și eu momentul. Recuperează acum Făureiul.
Avem minge dată la margine, la Bănel. Încearcă Bănel să intre spre centru, urmează o diagonală, să urmă acolo. Nu știu, Felică, ce trebuie frumoasă face. Se întoarce acesta. Centrul acolo, respingă și la dar ajutează, scoate marginea la Bănel și sunt acestea. Peste poartă, a sărit mingea, dar jucătorul 7 de la Făurea avea o poziție mult mai bună să șuteze, s-a speriat acolo și până la urmă a pasat înapoi, s-au arătat minute cu îngere, 5 minute, așadar, arătate de arbitru central, Ianca își vede interesul pe final de meci, conduce cu 3-2, are omul în plus și mai ciupește secunde. Un derby de Brăila foarte frumos, trebuie să recunoaștem multe goluri, ocazii de gol la ambele porți. Un meci care face cinste fotbalului. S-a jucat fotbal astăzi, între cele două echipe nu au încercat să se închidă. El lăsat singur Bănel aici să se descurce, sunt undeva la 3-4 jucători tot timpul înconjoară. Și Ianca știu că este un jucător periculos, acum probare se vede în fază, trece acolo și va fi un fault, șansă pentru Făurei acum. Vor urca poate toți jucătorii gazdelor în atac. Este o lovitură pentru un stângaci, dar nu cred că au stângaci cei de la Făurei în teren, va bate Bănel cu dreptul. Aproape toți jucătorii în careu, au rămas vreo 2-3 jucători de la Făurei în afară, Bănel îi face semn să urce. Mersi, Daniel. Această lovitură liberă, poate ultima șansă pentru Făurei astăzi. Foarte bună, singur, eroare și gol! Făureiu, ce frumoasă a fost această centrare. Se cunoaște calitatea unei centrări în momente de genul. Excelentă centrare acolo, undeva pe 7 metri, 8 metri, reloare cu capul și gol pentru Făurei acum, care egalează. Era și păcat ca un meci de genul ăsta să nu se termine egal, a fost prea frumos acest meci. Dar nu știu cine a marcat, a fost un dintr-o grămadă de acolo, a fost o reloare cu capul. Și se apropie așadar de final. Ianca încearcă să dea lovitura. Nu s-au așteptat la acest gol, vă spuneam, a fost o centrare superbă a lui Bănel Nicoliță, care a așezat-o parcă cu mâna, ca în vremurile bune. Să vedem acum șansă pentru Făurei, însă îi sare mingea acolo și scapă balonul, se cunoaște vârsta și la Bănel. Spuneam și la alte meciuri că este totuși unul din jucătorii care și-au pus amprenta fotbalului românesc în ultimii 20 de ani. Dacă cel puțin în copilăria mea, când era câte un jucător mai bun, mai negricios, îl porecleam în jardel sau Ilie Dumitrescu sau în fine, după când a apărut Bănel Nicoliță în prim plan, toți jucătorii erau Bănel. Fază probabil acum. Minge mutată la margine și Ianca urcă și acum aproape toți jucătorii și aut pentru Făurei acum.
cred că a fost ultima fază. Floreiul se mulțumește totuși cu acest egal, mai ales obținut în condițiile astea, să revină de la 3-2 cu 1 minus pe minutele de prelungire. Operează Ianca acum. Să vedem. Și ei minge la margine, la Stelica, Nicolița, singur acolo. Ajunge Stelica la balon. Preluare pe lângă adversar. Ia minge la viteză. La ce viteză dezvoltă, vă spuneam că nu te aștepți. Minge e mutată la margine pentru Bănel. Nicolița respinge jucătorul Ianca. Bănel se poziționează și recuperează. Să vedem. Centrare în fața porții, dar iese portarul Ianca și reține. Și fluier final. Așadar, în derby de Brăila, episodul 11, se termină așadar meciul 3-3, meci superb, pentru cele mai frumoase meciuri, poate, ale sezonului de Liga a 3-a. Scor final 3-3, cei de la Făurei se pot declara mulțumiți cu acest punct, obținut în condiții grele. Am avut parte și de o fază unică, pentru mine cel puțin, eu n-am mai întâlnit-o, să se greșească o schimbare și să ajungă la eliminare din cauza acelei greșeli. Dar ăsta e regulamentul. Dacă îi cum cred eu, atunci arbitru este acoperit de regulament. Totuși am înțeles rolul observatorului la faza de genul. Dar asta e, se întâmplă. Bine că am avut parte de un meci așa frumos. Excelent. Vă salut și pe voi cei de la Viitorul Ianca. Vă urez succes în meciul pe care urmează. Și pe chestia aia cu amenda primită de la FRF, treaba cu oțelul, vă țin partea. Este o tâmpenie, dar asta e, o veți duce la cap, nu aveți ce face. Da, oprim așadar transmisiunea live. Scor final 3-3, un meci în care Făureiul a condus 1-0, apoi a întors vă spuneam, Bănel este erou în oraș, toată lumea salută, apreciază și când, chiar dacă îl văzuseră la încălzire, când a strigat numele lui la stație, tot stadionul a aplaudat și cei prezenți aici. Jucător foarte iubit în zona asta. Oprim transmisiunea. O zi bună tuturor. Ne auzim cu alte meciuri și rezumate din sportul românesc.